Stimați colegi, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Colegi, eu în primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile prompte care au fost în ziua de duminică, astăzi în noapte. Colegii au intervenit în parcuri, întreținerea drumurilor, trotuarele, accesele către școli, grădinițe, curs de bloc și rest. Rog în continuare să fim vigilenți. Vedem că au fost, spre dimineață, au fost temperaturi pozitive, ceea ce puțin a ușurat munca, însă sunt transmise timp negativ, deci cu minus. De aceea rog foarte mult să fim pregătiți cu tehnica pregătită, cu stocurile necesare și rog foarte mult echipele care au intervenit în noapte să le dați liber pentru odihnă și să fim pregătiți iarăși în dimineață sau noapte târziu să intervenim. Domnul Mihalache, rog foarte, foarte mult un raport succint asupra intervențiilor care au avut loc la întreținerea drumurilor. Bună dimineața, domnul viceprimar, bună dimineața, stimați colegi. Într-adevăr, începând cu noaptea din sâmbătă spre duminică și toată ziua de duminică și noaptea curentă au fost executate lucrări de întreținere și intervenții în ceea ce ține de combaterea poleiului și a condițiilor de deplasare nefavorabile. Au fost intervenții cu 18 unități specializate pe toate drumurile din municipiul Chișinău. Vreau să menționez că au fost executate lucrări de intervenții atât pe drumurile principale cât și pe drumurile secundare. După finalizarea serviciului de intervenție pe drumurile principale, au fost aplicat material antiderapant în volum de 508 tone și în special au fost inclusiv intervenții în zona podului sau în zona de risc sporit, unde s-a intervenit doar cu sare și mă refer la cele 50 de tone care au fost aplicate în aceste două zile. Vreau să comunic de semne că au fost implicați și ex-grupul și la intervenții pe drumurile către suburbii pentru a menține fluid și ușor de deplasat pentru transportul public municipal. Am asigurat condiții de deplasare pentru toți participanții la trafic și nu doar pentru cei din oraș, inclusiv și cu implicarea către suburbii și în zonele în care au fost și solicitări, în special pe drumurile secundare. Domnul viceprimar, vreau să desemnez, să menționez că au fost implicări atât repetate pe unele tronsoane, în special în zona de poduri, unde am avut necesitate de intervenție suplimentară de către serviciile grupului. Au fost executate lucrări de aplicare a materialului antiderapant în toate cazurile unde a fost necesar. Au fost, de asemenea, executate și supravegherea continuă a carosabilului pentru eventuale formări de polei și s-a reușit a menține drumurile în condiții de circulație rutieră bună. Vreau să mai menționez că, necătând la toate intervențiile care se execută, atât de către serviciile municipale, cât și sub aspect de intervenții, în special și implicarea și șoferilor de troleibuze și autobuze, constatăm pe drumurile municipiului Chișinău o deplasare cu viteză excesivă a șoferilor, în special pe transport privat. Din considerentul dat, suntem martorii a multiple accidente cu final tragic și în condițiile date ne propunem și aș dori în special pe această cale să atenționăm șoferii și cei care sunt la volan să adapteze viteza de deplasare condițiilor meteorologice și cel mai mult dorim să atragem atenția ca înainte de trecerile pietonale să încetinească viteza de deplasare, să fie atenți față de cei care se deplasează pe trecerile pietonale și pentru a evita acele cazuri tragice care au avut loc în special în ultima perioadă în orașul Chișinău și în genere pe Republică.
luând în considerație acest fenomen care se observă, se atestă în ultimul timp, ne-am propus ca săptămâna curentă să ieșim suplimentar cu specialiștii din cadrul Poliției Rutiere și din cadrul direcției pentru a evalua acele locații unde au avut loc aceste accidente, inclusiv și celelalte zone unde necesită o intervenție suplimentară pentru a securiza și pentru a informa atât călătorii cât și șoferii despre necesitatea de a fi prudenți și de a fi atenți în modul de deplasare și viteză de deplasare pe drumurile, în special de municipiul Chișinău. În celelalte cazuri, situații, vreau să menționez că în săptămâna precedentă au fost executate și lucrări de întreținere și plombare a situațiilor de avarie. Au fost executate lucrări de plombare a peste 402 metri de suprafețe, metri pătrați, mă refer, de suprafețe de carosabil care au fost plombate pentru a restabili condițiile de plasare și pentru a evita acele riscuri în caz de ocolire sau în caz de schimbare direcției de plasare, în special pentru evitarea tamponării sau evitarea riscurilor de crearea unor situații de avarie în trafic. Aceste lucrări se execută permanent în momentul ce avem condiții climatice favorabile, reușind de fapt că intervenim cu mixturi asfaltice speciale de iarnă, putem lucra și pe perioada de îngheț și doar cu condiția ca să fie acele gropi să fie fără umiditate sau fără precipitații sub formă de apă sau ninsoare. În condițiile respective și în momentul când vom avea condiții favorabile, vom interveni și pe parcurs săptămânii curente. Dacă vor fi posibilități în orice situație, vreau să comunic, suntem pregătiți atât cu intervenții cu material antiderapant și cu beton asfaltic rece pentru intervenții în carosabil, intervenții prompte după necesitate. În rest, ceilalți colegi, vreau să mulțumesc, de asemenea, s-au implicat activ în combaterea poluării pe trotuare, cu intervenții atât în parcuri, în zonele pietonale, unde, de asemenea, a fost atras o atenție deosebită pentru evitarea celor posibile traumări sau situații când pot fi create condiții de apariția accidentării și de deplasare pe suprafețele pietonale a părții adiacente drumului sau chiar în zonele de recreiere, în parcuri și alte spații. Domnul Calache, mulțumesc! După ce ieșiți în teren împreună cu colegii de la NSP, rog, nu doar constatăm problemele, dar și un set de măsuri care urmează a fi întreprinse și să le includem în planul nostru de lucru. Noi știți că noi, anii precedenți, la toate sesizările care au fost, am intervenit de la cele mai grave locații și periculoase intersecții care au fost, cum ar fi drumul Băciorului cu Dacia, am intervenit cu instalarea celui acel seturi de semafoare, de fapt, sunt mai multe, cu camere de luat vedere, unul inteligent, care a redus, a exclus, de fapt, sau a redus accidentele și chiar dacă sunt accidentele, nu sunt grave, cum erau anterior. Iată, mai mult ca atât am iluminat trecerile de pietoni, peste 200 de astfel treceri de pietoni. Însă este adevărat că trebuie, pot fi întreprinse și alte măsuri și de aceea să constatăm care sunt acele locații și să elaborăm acele măsuri necesare care vor duce la diminuarea accidentelor grave. Noi nu putem exclude în totalitate, pentru că aici sunt șoferii care trebuie să depună maximă prudență. De aceea propun să examinăm împreună cu colegii de la poliție și reducerea regimului de viteză pe anumite zone, cum ar fi Viaduc, Alecu Ruso. Nu știu de ce este necesar, de ce a fost necesar introducerea acestor zone,
și rog să examinați, să expună și colegii de la securitatea rutieră, este oportun sau nu, pentru că un anumit tronson îl trece într-o viteză maximă, după ce ajungi într-o altă zonă și cumva șoferii sunt duși în eroare, că pot accelera după ce nu își reduc viteza la limita anterioară. Noi trebuie în oraș să avem un regim constant de viteză și atunci vor fi reduse și ambuteiajul și traficul va fi cumva reglat foarte corect. De ce aceste locații trebuie examinate? Deci rog, în urma ieșirii în teritoriu să veniți și cu un set de măsuri care urmează fi întreprins. Mulțumesc. Direcția locativ comunală, rog foarte mult succint ne raportați cât s-a intervenit, unde s-a intervenit și unde. Mulțumim. Da, bună dimineața, stimați colegi. Domnule viceprimar, pe parcursul săptămânii trecute au continuat lucrările de întreținere a spațiilor de uz comun din municipiul Salubrezarea și evacuarea deșeurilor. Astfel, în perioada respectivă, au fost efectuate 197 de rupturi de evacuare a deșeurilor, în special vegetale, fiind implicate zilnic până la 31 de utilaje, iar la lucrările de salubrizare manuală fiind antrenați până la 390 de persoane zilnic. Cât ține de minsoare de duminică, vă comunicăm că toate serviciile din subordine erau pregătite pentru a interveni la necesitate. După începutul minsoarei, când căile de comunicație și la stații s-a pus un strat de zăpadă și a început să se formeze poleiul, a fost luată decizia de a implica utilajele din dotarea măsării din sectoare. Astfel, pe parcursul zilei de duminică, 8 ianuarie, au fost antrenate circa 40 de unități de tehnică, tractoarele cu serviciile atașate, mini-încărcătoarele Avant și utilajele HAPO. În special, conform graficilor de intervenții, s-a lucrat pe trotuarele străzilor prioritare, căile de acces prin instituțiile sociale, spitale, centrele medicilor de familie, școli, grădinițe. La fel s-a intervenit la stațiile de așteptare a transportului public, unde echipele de muncitori care se deplasau cu furgonetele din fiecare sector au împrăștiat material antiderapant și au asigurat curățarea coșurilor de gunoi. În total, au fost utilizate pentru aplicare mecanizată și manuală a antiderapantului circa 175 de tone. Au fost antrenați circa 51 de lucrători de salubrizare. Către orele 17:30 duminică, lucrările de bază au fost îndeplinite și echipele au fost trimise la odihnă. În noaptea spre luni, 9 ianuarie, de la ora 4:00, lucrările au fost reîncepute, astfel s-a intervenit suplimentar în locurile în care mai persista polei, la stații și în curțile de bloc. În acest fel au fost implicate 34 de unități de tehnică. La lucrările manuale de dezăpizire și combatere a poleiului au fost antrenați circa 411 muncitori. Pe parcursul nopții au fost utilizate circa 100 tone de antiderapant. În prezent, situația în locurile publice este bună, toate căile de acces din gestiune sunt practicabile, careva deficiențe extraordinare nu se atestă. Raport finalizat. Mulțumesc, domnul Dubiță. În continuare, rog atenție sporită la timp și să intervenim. Mulțumesc. Da. Domnul Pavăloi, un raport succint referitor la procesul educațional. Da, bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnule viceprimar. În perioada 24 decembrie, 8 ianuarie, elevii din instituțiile de învățământ secundar s-au aflat în vacanță, iar copiii din instituțiile preșcolare au continuat să frecventeze instituțiile de educație temporie. Vreau să menționez că în perioada respectivă frecvența copiilor în instituțiile preșcolare a fost una destul de scăzută. Astfel, în perioada 2 ianuarie, 6 ianuarie, frecvența a fost de aproximativ 46%. La fel vreau să menționez faptul că în perioada cât elevii s-au aflat în vacanță,
Împreună cu colegii din sectoare am verificat 76 de instituții și au fost executată salubrizarea și evacuate 43 de rute de gunoi menajeri de pe teritoriul instituțiilor. La fel, în această perioadă, împreună cu colegii din cadrul Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, am reușit să defrișăm mai mulți arbori care prezentau pericol. Referitor la revenirea elevilor la studii, vreau să menționez că începând cu ziua de astăzi încep orele în instituții. Nu există anumite probleme ce țin de livrarea agentului termic în instituții. În perioada ianuarie-februarie, în instituțiile de învățământ se vor desfășura olimpiadele școlare, etapa municipală, pentru stabilirea lotului municipal care va participa la etapa republicană. De asemenea, tot în perioada dată are loc susținerea tezelor pentru elevii care au devenit restanțieri în perioada anterioară. Prezența în cadrul grupelor cu regim prelungit, grupe asigurate financiar din partea primăriei municipiului Chișinău. La fel, în următoarele 3 zile, instituțiile urmează să raporteze datele privind frecvența elevilor și să stabilească care sunt cauzele în cazul în care se absentează și să întreprindă măsuri în vederea excluderii abandonului școlar. Raport finalizat. Dacă sunt întrebări, vă răspund. Domn Pavloi, rog, atunci în locațiile unde sunt, este necesar de intervenit în preajma școlilor, grădiniților, sunt în chat-uri, dar atenționat suplimentar, pentru că noi avem mapa de iarnă, toate structurile au, intervin conform planului, însă dacă sunt anumite locații unde necesită a interveni prioritar, noi să ne țineți la curent ca să le putem avea la control. Exact, mersi foarte mult. O să colaborăm împreună cu prietorii de sector. Dacă apar careva probleme, la prima oră colegii din sectoare mi-au raportat că toate căile de acces sunt accesibile. Nu există probleme în sensul ăsta. Da, mulțumesc. Domnul Gâlcă. Bună dimineața, stimați domnule viceprimar, stimați colegi. O să raportez pe situația epidemiologică, pe infecțiile respiratorii și pe gripă în municipiul Chișinău. Într-adevăr, avem o situație îngrijorătoare. În continuare, raportările din cadrul spitalelor și instituțiilor medicale de ambulator ne spun că avem o adresabilitate sporită pentru internări cu infecții respiratorii, bronșolite, pneumonii, atât la copii cât și la adulți. Pe de altă parte, avem un număr în creștere de noi raportări de gripă. Trebuie să admitem că nu toți medicii pun diagnoza de gripă. În fapt, estimările noastre spun că cazurile de gripă sunt mult mai multe. Pur și simplu, nu toți au posibilitatea să dea teste de laborator pentru confirmare și nu toți medicii de familie din anumite considerente raportează simptomatica de gripă sau pun diagnoza de gripă. Avem în continuare aglomerații mari în spitalele pentru copii, la internări. Cele mai afectate grupuri de populație sunt grupele de copii de la 5 la 14 ani, urmată de grupa de vârstă de la 0 la 4 ani, dar și la adulți. Spre exemplu, situația de azi dimineață discutată cu directorii de spitale. La Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase pentru Copii, pe 110 paturi, pe 100 de paturi sunt internați 110 copii, dintre care 67 cu gripa confirmată, cu diferite complicații de la infecții respiratorii, cu varicele. Am desfășurat și continuăm să desfășurăm paturi suplimentare. Deci este o situație complicată, dar ne vom isprăvi. Este aceeași situație la Spitalul de Copii numărul 1. Deci avem 125 de copii internați pe 100 de paturi.
și la fel am desfășurat paturi suplimentare. Considerăm că suntem în, cu siguranță suntem în alertă epidemiologică, cel puțin dacă nu în epidemie de gripă pe care Ministerul Sănătății nu a declarat-o și cel puțin nu avem o dată, chiar o dată cu începerea anului școlar după vacanție, am avut această perioadă de respiro, de repaus și într-adevăr observăm o mică diminuare a cazurilor de infecție, probabil este legat cu această pauză de prezență în colectivități, cu toate că situația rămâne foarte, foarte îngrijorătoare. Noi estimăm o creștere în continuare a numărului de infecții respiratorii, a cazurilor de gripă. Era foarte util pentru toți dacă se pronunța Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică pentru ghidare, dacă cel puțin veneau niște directive, un ordin pe situația epidemiologică și acțiunile ghidate pentru autorități de dirijare a acestei situații. Iată că nu au fost. Noi pe intern am discutat cu colegii din instituții. Un alt lucru care stopează accesul de direct la tratamentul infecțiilor respiratorii, dar în special a gripei, este accesul la preparatele antivirale, acel preparat bine cunoscut sub denumirea comercială de Tamiflu, care este un preparat indicat pentru gripă, se eliberează în farmacii doar contra rețetei, astfel populația are cumva acces limitat. Și dacă medicii de familie nu pun diagnoza de gripă, respectiv nu pot prescrie nici rețeta. În fine, situația este complicată, dar estimăm că vom avea în creștere aceste cazuri de gripă și de infecții respiratorii. Probabil încă va dura până la sfârșitul lunii ianuarie. După aceasta ar trebui să mergem în regres. Dacă să raportăm despre cazurile de gripă pe oraș, au fost înregistrate în săptămâna trecută 163 de cazuri, dintre care 97 cazuri la copii. Sunt mobilizate atât spitalele cât și asociațiile medicale, centrele medicilor de familie, la adulți la fel, secțiile de terapie, secțiile de pneumologie sunt arhipline, deci avem și aici povara acestor infecții respiratorii și de gripă. Partea mai bună este că populația a devenit mai responsabilizată, chiar și în ultimul ceas, se adresează deci pentru vaccinarea antigripală și vreau să raportez aici că avem o rată de vaccinare o vaccinare în proporție de 99,3% din numărul de doze de vaccinuri antigripale recepționate. Nu am avut asemenea indicator niciodată, ceea ce denotă că populația este foarte și foarte responsabilă, dar totodată așteptăm ghidarea, așteptăm informarea de la Autoritatea Centrală în Sănătate, de la Ministerul Sănătății. În rest, activăm în regim obișnuit, acordăm asistența pentru refugiați la centrul Patria Locol și acolo avem aceeași situație cu infecțiile respiratorii. În săptămâna trecută, deci am avut 127 de adresări de la refugiați pentru acordarea asistenței medicale, inclusiv 76 de copii și 3 gravide. Atât pe partea socială, cât și pe partea de asistență medicală, suntem în curs de finalizare a planului de acțiune al Direcției Generale pentru anul 2023. Raportările anuale, la fel, deci, cum spunea cineva interesant, lucrăm în regim de lucru. Mulțumesc, o săptămână reușită tuturor! Mulțumesc, domnul director!
Stimați colegi, rog toată lumea la început de an, lucrăm toți la planurile pentru anul 2023, prioritățile care au fost puse de către domnul primar și planurile cum atingem aceste priorități. Dacă să revenim un pic la măsurile pentru reducerea accidentelor, domnul Mihalache, vă mai dau o idee și rog acest lucru să-l luăm în calcul. Noi am avut un studiu elaborat de către specialiști și această idee a fost examinată, am coordonat-o și cu domnul primar, includerea regimului de viteză 30 km pe oră în centru istoric. Astfel de măsuri sunt des întâlnite astăzi în toată Uniunea Europeană, toate orașele mari, capitalele mari din Uniunea Europeană. În primul rând sunt două aspecte. Unu, reducerea poluării și doi, reducerea accidentelor. Eu am să vă dau un exemplu bazat pe studii. Un pieton lovit de o mașină care merge cu 30 km la oră are de 3 ori mai multe șanse să supraviețuiască decât dacă este lovit de o mașină care merge cu 50 km la oră. De aceea, eu cred că noi suntem la etapa și nu văd motive de ce n-am putea și noi să aplicăm acest lucru. Deci, examinați la pachet, inclusiv și pe lângă reducerea regimului de viteză pe viaduc și Aleco Rosso și includerea regimului de viteză sau reducerea la 30 km la oră în zona perimetrului centrul istoric. Domnul Mihalache, ne spuneți ce ar trebui să întreprindem pentru aceste măsuri și care va fi impactul, pentru că cu siguranță statistica ne va arăta câte accidente sunt în centrul istoric și cât vor fi reduse. Și eu sunt convins, absolut convins, că statistica va fi îmbunătățită în rezultatul aceste intervenții. Și pot să vă zic, chiar dacă o viață este salvată, atunci deja este motiv pentru a include aplica aceste măsuri. Chiar dacă cuiva ar putea să nu placă, dar viața omenească are prioritate. Da, domnule, și m-ar recepționat obligatoriu să luăm calcul și solicitările care să vă dau. Mulțumesc. Stimați colegi, vă doresc o săptămână cât mai reușită și spor la muncă tuturor. Sănătate. Zi frumoasă. Mulțumim, o zi bună. O zi bună.